Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de San Fraților. Bă, de data aceasta sunt de pe laptop, nu îi fac un test sau ceva, pur și simplu mi s-a stricat SSD-ul, adică nu știu dacă s-a stricat, nu mai merge să bag Windows-ul pe el, dă o eroare. Zice Windows is unable to install to the selected location. Vorbesc așa de încet pentru că microfonul de la laptop e foarte sensibil și poate vă și acum vi se pare că țip. Nu știu exact de ce, dar e ok. Am cercat să rezolv cu setările, cu alea, acum sper să nu se blocheze. Dacă se blochează, spuneți-mi în comentarii. Bă, n-avem sunet pentru că la laptop dacă dau 1, deci doar 1% sunet, deja se aude foarte tare. Așa că n-am cum să dau sunet, ai de capul meu, ai ce drapat, deci am zis să pun samp pentru că mulți mă jurați, bă, pune samp, fumă-mă de bulangiu. Accept need licențe, ai de capul meu, stai așa un pic să copiez asta, să dau mai ușor, știți, că pe laptop nu sunt obișnuit să scriu. Da, o să încerc, poate până mâine să rezolv, dacă nu reușesc să rezolv, o să duc calculatorul la cineva care se pricepe și până atunci o să filmăm de pe laptop. Nu o să am ce să filmez altceva în afară de SAM pentru că laptopul este foarte slab. Poate Minecraft, dar nu joc Minecraft. Dar așa, poate să facem un live Q&A mâine dacă nu rezolv. Dacă rezolv, o să jucăm SAMP normal. Dacă nu o să fac un live cu SAMP, nu Q&A, pardon, live cu SAMP, poate, na, și un live cu facecam. Vedeți că pe laptop nu merge chiar așa de bine SAMP-ul. Că am pus setările de pe calculator, dar trec cu calculator, e mai bun, nu ca laptop, adică ăsta are tot i5-le, generație mai veche și, na, hai să-i facem raportul la băiatul ăsta. Hai să vedem, să faci și tu raport. Ia, pot să dau, am crezut că am desync. Bă, mă scuzați dacă se aude tastatura sau culorul de la laptop, pentru că deja a pornit culorul când am început filmarea, deja culorul face și, na, pana mea. Bă, și sper să nu se audă prin casă ceva, acum bine, sper să nu se audă chestii de prin casă. Bă, gândiți-vă că alții au PC-ul mai slab decât laptopul meu, bă, și filmează pe YouTube. Deci nu-mi imaginez, uite ce nasol, ia să-i să încerc să-l blochez la 30 fps-uri, poate ar fi mai ok. Care am frame drop-urile? Frame limiter on. Ok. Așa, slash FPS limit 30. Ia. Yeah. Poate mai... Nu-i mai ok. FPS limit 60 o să pun. Așa. Pentru voi să meargă mai ok. Bă, mă scuzați pentru... Pentru... lag, dar n-am ce să fac. A zis să pun SAMP, uite, pun SAMP. O să încerc să fac și raport. Cred că am copiat chestia asta, da? O să încerc să fac și niște raport, pentru că este luni. Bine, voi vedeți episodul marți. De ce te-ai să schimba culoare la mașină? Nu știu. Da. Bă, n-am chestia aia pe dată, dar o să încerc să nu fac greșeli. Sper să nu-mi dea crash în timpul testului. Hai, slash event. Race Wars. Ok, aș bea și un pic de suc, dar nu mie că o să se audă nasol, pentru că eu vorbesc acum în 7, deci nu vorbesc așa nici la 4 dimineața, dar este doar ora 8. Nu vorbesc așa la 4 dimineața, mă refer că mă joc pe PC. Adică, țin naiba și la 4 dimineața, pentru că, da, eu sunt camera mea și părinții sunt în cealaltă parte a casei, că eu am 3 camere, practic, și este în ultima, știi, și pot să vorbesc de tare pot, că nu mă aud, știi? Dar acum vorbesc foarte, foarte încet pentru că se aude orice mișcare fac, frate, orice mișcare fac se aude. Ia, ascultați chestia asta. Acum băteam un pic în birou și voi auziți destul de tare chestia asta. Gândiți-vă, e foarte sensibil. Acum sper să iasă bine episodul pentru că, na, uite ce fac eu la bancă, nu știu. O să merg să fac un pic job, nu știu, pentru că n-am ce să fac eu să slash jobs. Și când cineva need licențe, o să mă duc să... Îi dau licență. Dați un pic să văd. Tăietor de lemn de ceva, lăsă aș vrea. Lăsă nu... Șofer de auto... Nu, mecanic vreau să mă fac. Mecanic. Mecanic, hai să mergem să ne luăm jobul de mecanic. Vreau să fac chestia asta pentru că mulți dau servis mecanic și...
Vreau să, na. Eu o să filmez două episoade azi, doar în cazul în care nu pot să fac, dar cred că trebuie doar să scot SSD-ul din PC să-l bag înapoi. Arată, arată, bă, stai, contrasens, nu? Nu mă duc. Ce-i fa fiat, ce-i fac? Salut, frate, câfu! Salut, ale! Aaaa, și dacă face poză, nu știe. N-are de unde să știe. Pac! Manevră, vedeți ce manevră? Pentru că unii polițiști doar fac poză, nu filmează. Și dacă face poză, poate să vadă că veneam dincolo, nu că mă duceam aici, direct, i-am dat la fraier, bă. Da, deci, uite, să vă dau aici instrucțiuni cum să scapați de poliție. Dar unii, bine, acum să aveți, eu trebuie posta, băi, bulanciule, tractezi mașina de poliție? Bă, e voie ca tău trac să tractezi mașini de poliție? Nu știu, sunt sigur. Dar cred că este voie. Zic, like problema, I fixed it. Ok. Băi, dar retardații să știa, mă, nu te iau coli să-mi bag piciorul. Ai de cap. Da. Raportul o să-mi-l fac după de pe laptop. Dacă nu pot să rezolv, sper să se rezolve. Oricum, cred că o să filmez de pe PC-ul vechi. Pe PC-ul vechi merge un pic mai bine. Un pic de tot nu merge mult mai bine, dar merge mai bine, da. Pentru că are GTX 7, ăsta are GTX 560, ăsta are GT 500 ceva, sau nu, nu 500, nu mai știu ce GT are, oricum un GT foarte slab. Deci o să încerc să filmez de pe PC, ăla vechi. Bine, nu ai ce noroc la simulații, pentru că, la simulări, pentru că... Stați că vine să tușesc. Da, așa numai. Da, și răcit un pic, nu-i problemă, dar asta e faza. La simulații nu e pentru că n-ai cum să pici. După ce ai intrat în facțiune, știi facțiunea. Acolo doar îți zice ce întrebări, ce alea, ce viață, câtă viață mea. Ai, 260 la 250 a foc. Ai, de cap. Da, măcar să mă angajez, că după aia pot să dau accept. Stai, duty, nu, job duty mi se pare că era, nu? Da, așa era. Dacă sunt la mecanic să dau duty, ai, cu ei, clar. Doamne, ce prost e ăsta cu ei. Futu-s morții mătii, ești clar. Te bagi intenționat. Dă-o tempul la mea de prost. Bine, se bagă intenționat în mine. Frate, deci n-am stat așa proști în viața mea să-mi bag piciorul. Să mor eu, să-i. Da, să-i report ca o să vadă pe slash, nu. Dacă cineva se bagă de... De fapt, n-am ce pot să-i fac cu ei. Quit job, nu știți care e faza, dar aici sunt alte reguli și mă gândeam că poate, na. Slash job duty. Așa, accept mechanic, nu? Mechanic. Cred că e accept mechanic, nu sunt sigur. Dar e ok, tău trac. Pot să tractez, dar cred că pot să tractez mașini. Ok, hai să vedem. Pot să tractez mașini adevărat? Ia stai să încerc. Ia. Cum se folosește chestia asta, frate? Ah, stai că am dat asta mai sus. A, așa, și de pe 8 în jos. Perfect. Dar nu pot să iau. Mă rog, nu pot să tractez. Și, bă, sper că nu aveți nicio problemă că filmeze pe laptopul ăsta, dar n-am ce să fac, mă scuzați, fraților. Uite, dau acum formatare, dau la SSD, da? Deci dau formatare. Aștept un pic să încarcă. Acum aș dă format, perfect. După ce știați așa că vă zic imediat că mă uit acolo, așa, dau next, să bag Windows, practic. Și îmi zice Windows is unable to install to the selected partition. Error 0x8030024. De eroare aia tâmpită. Și nu știu ce să fac. Nu am mai întâmpina niciodată astfel de probleme. Sper să nu mai întâmpin de acum încolo. Și am un hard disk care are Windows pe el de la PC-ul vechi. Dacă s-a stricat SSD-ul, Doamne ferește, o să încerc să bag SSD-ul vechi în calculator. Nu SSD-ul, hard disk-ul vechi în calculator.
și să-l fac. Hai, cât îți plăie? 974 de player, nice, frumos. Hai să mergem să jucăm un pic la barbut, dacă e. Bă, știu că am voce retardată dacă vorbesc așa, dar altcumva nu am cum. Trebuie să vorbesc așa. Numai cu ocazia asta, sunt mai liniștiți și părinții mei, pentru că eu când joc de obicei țip. Doamne ferește, dar acum gândiți-vă, nu că, uite, de exemplu, mai vin unii hateri la videoclipul, zic, bă, frate, vorbești încet, ce te certă părinții, bă, alea, cu ei, chestia de bună, adică de respect să mor, adică, gândiți-vă la faza că, deci eu zis ăla, oferă anunț gratuit doar 100k, și se nu știu, așa, deci gândiți-vă la chestia asta, frate. Păi, dacă tu ai fi părinte, ți-ar plăcea să-l auzi pe copilul tău, tu să stai și să te uiți la un serial sau ceva, da? Sau să te uiți orice, să faci orice și să-l auzi pe copilul tău cum zic, bine, acum nu vorbesc tare, dar așa-ți imaginezi. Nu e normal, frate. Ia uite-l pe ăsta, cocaină, ce faci, money, dice, 495, 495. Așa, bine. Mă scuzați pentru calitate, by the way, dar filmez pe un ecran foarte mic. Ce jucător joacă? Perfect, o să joc doar pe un can, nu cred că aș vrea să mă risc mai mult. Ia stați un pic. O secundică, nu vă supărați. Nu vă liniuță, supărați. Nu vă supărați, manilor, dar trebuie. Prost. Deci la laptopul ăsta. Ah, ok. 10K, frate. Salut. Hei! Să căză. Să un pic. Deci laptopul ăsta are 70 de grade când mă joc. Ești prost? 69 de grade. Ai de 70 de grade, bă. Ai, 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 bă. E grav. Slash dice loot. Accept dice 64. Ce? Fuck. Hai să așteptăm. Oricum, băieți, faza e că hai dacă am 70 de grade are procesorul aici tâmpit. Nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Ce se uită la ce și prost. Dar, băi, oricum, asta e pana mea, e laptop, până la urmă, mă piși pe să stric asta, contează să aveți voi videoclip. Bine, adevăr că, uite, la cum merge, cred și eu că are așa. Bine, pe laptop ăsta merge și GTA 5 cu totul pe la o rezoluție 800 pe 600, în vreo 40 de FPS-uri, dar fără să filmez. Eu aici și filmez și am și rezoluție 1920 pe 1080 și am și detaliile pe ultra, presupun. Da, ce vorbeam, vedeți? Dacă le dau pe lower, mai merge. Uite ce bine merge. Da, na. Ia să văd. Eu trebuie asta. E ultima poștă și pe asta. Serios? Încă deja? Hai să vedem pe aici ce mai e. Dai 100K. Dar noi avem doar 30K. N-am ce să fac. Hai să mergem mai să vedem. Ia. Mamă, 72 de grade ești prost. Bă, cu aia... Ia drept cu foc laptop, ia stai un pic. Așa, mă rog. Bă, eu cred că o să încheie aici episodul pentru că deja facem prea lung și o să stau o oră la upload și... Na. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și de like pentru efortul depus la acest episod pentru că mă chinui să filmez cu chestia asta. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!